Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfințenia vieții lui, pentru severitatea și râvna înflăcărată după dreptate și după cele cerești. În calendarul ortodox îi sunt închinate numai puțin de 3 sărbători, fiind cea mai cinstită personalitate a Vechiului Testament. El, Sfântul Ioan Botezător, deși în lume n-a făcut nicio minune, minunea cea mai mare decât toate minunile este aceea că la apa Iordanului în Ținutul Vitavarei, Sfântul Ioan Botezător l-a descoperit omenirii pe Mântuitorul zicând: iată mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Din Evanghelie se cunoaște că la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. În primul rând ne gândim la faptul că el a pătimit pe nedrept, dar a pătimit pentru că de ce i s-a tăiat capul, de ce Irod i-a tăiat capul, Irod Antipa, pentru că îl mustra, nu ți este îngăduit să iei de soție pe femeia fratelui său. El se căsătorise cu cumnata lui, cu soția lui Filip, iar Sfântul Ioan Botezătorul nu îngăduia lucrul acesta și îl mustra. În amintirea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica Ortodoxă a rânduit ca ziua de 29 august să fie una de post aspru. Potrivit tradiției, în această zi, oamenii nu au voie să consume fructe care au formă rotundă, precum pepeni, mere sau nuci. Pentru că este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, este zi de post, este zi de doliu, putem să spunem, este zi de durere, pentru că este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, este martirizat. În popor există credința că în această zi totul trebuie rupt cu mâna fără a folosi cuțitul. De asemenea, pe 29 august nu se mănâncă varză pentru că această legumă are o conotație negativă în această zi. Legendele spun că Sfântului i s-a tăiat capul pe varză de 7 ori și tot de atâtea ori a înviat. Așa se face că sărbătoarea de mâine mai este numită și Sfântul Ioan taie capul pe curechi. Bătrânii spun că din această zi începe și frigul toamnei.